Nu știu dacă e ceva care te ucide în spate? Da. Bun. Primul rând ne-a spus cineva așa, că nu se remarcă încă, nu se vede calitatea, unu, a videoului, având în vedere noua cameră, și doi, la mână, că e foarte wide. Foarte wide. Este foarte wide. Foarte wide. E așa wide. Mm-hmm. Care, într-adevăr, este foarte wide. Este. Dar am avut de ales între ăsta și unul mai puțin wide atunci când l-am cumpărat, care ăla mai puțin wide era și mai scump. Și am avut în vedere și faptul că nu o să fim noi doi mereu. Ba, sper mai mult să avem mai mulți oameni. Invitați, da. Invitați. Ceea ce la 2-3 oameni, 4, într-o cameră micuță, începe să conteze foarte mult să avem un obiectiv wide. Doi la mână. Am comandat și un adaptor care încă nu a venit, pe care să-l pot folosi pe aparat ca să pun toate obiectivele Canon pe care le-am, că am mai multe obiective Canon, care îmi va permite să schimbăm în funcție de cât suntem. Suntem mai mulți, mai puțin, luăm un obiectiv mai strâmt, mai larg. Și trei la mână. Calitatea încă nu se vede pentru că n-am avut foarte mult timp să explorez toate, să fac teste, să trag așa, să trag invers, să trag așa și să compar. Pentru că nu pot să-mi iau doar după ce scriu numere. Da. Până nu vezi tu care condiții sunt, în ce condiții, ce anume de ce setări trebuie să folosești, folosim setări cam standard. Și atunci o să mai dureze poate un pic până calibrăm totul și iese, dar aparatul e bun. N-am încercat să tragem 4K deocamdată. Nu știu dacă pot să trag atât de mult, gen o oră 4K. O să încerc. Zimi. Era să zic că era să fac o afirmație foarte rasistă. Că trece mare stol de ciori pe deasupra noastră. Așa. Și vreau să zic că emigrează ciorile. Ceea ce aș fi făcut afirmația foarte rasistă. Nu demigrează. Nu? Doar un E. Da. Decât un E. Decât un E m-aș fi făcut foarte... foarte rasist. Dar tu nu ești. Eu nu sunt. Adică faptul că ai zis-o, dar nu din prima, deja nu te mai face rasist. Nu, asta deja te... Iată, nu mai. De aici încolo nu mai ești rasist. Tot văd afișul ăla cu Jimmy Carr acolo, care e un mare poster pe care l-am luat când am fost la, în Anglia și ne-am l-am văzut pe Jimmy Carr. Și e ascuns acolo și îmi pare rău pentru el că nu stă sus la vedere. Și mie. Dar pentru asta trebuie să dau o gaură. Am înțeles. Dar era jos, că mi se pare că apare niște sketch-uri. Era jos. Ar trebui să mai facem sketch-uri, m-am gândit zilele trecute. Ar trebui să mai facem sketch-uri, dar da, s-ar presupune că voi avea mai mult timp anul ăsta. Și eu, și am, chiar am un proiect drăguț pe care vreau să-l încep acum. E legat de desen. Mi-a venit ideea în mașină, într-un spre tine. Pentru că m-am apucat să fac un desen mai diferit decât ce fac eu de obicei. Așa. Și după ce m-am apucat și l-am făcut, vreau să vezi dacă e ceva care te ucide în spate? Da. Și după ce m-am apucat și l-am făcut, nu l-am terminat încă, e încă în lucru. Așa. Nu o să fie nici video cu el făcându-l, pentru că nu am înregistrat, pentru că e prima dată când fac ceva de genul și nu știam cum o să-mi iasă. Zic repede despre ce. Dar nu vreau să zic, vreau doar să zic că am o idee de proiect pe care să-l fac, sper, pe parcursul anului, până la sfârșitul anului. Și la sfârșitul anului să pot să scot o cărticică sau chiar să am o expoziție cu niște ilustrații cu vânzare. Dar o să pun pe parcurs ce fac desenele, o să le pun pe internet, ca să vadă lumea la ce să aștepte la sfârșit. Și în aceeași venă, așa, vine întrebarea mea, se apropie aniversarea de comics, de 10 ani. 10 ani. 10 ani, când am început comicurile. E adevărat că ultimii 2 ani mai puțin. N-am mai făcut nimic. Am unul, schiță, pe care o să-l postez luni. Da. Da. Și sper să pot și eu acum să am mai mult. Când e aniversarea de 10 ani de comics? Februarie, 26 februarie, cred. 26 februarie. Facem ceva? Un gangbang. Înainte sau de după petrecere? Da, nu, nu, doar. Doar gangbang. Sărbătorești prin asta, da, da. Cu necunoscuți, adică? Cu fanii. Fani, cu fani. Fani, fani. I can see that. Care ar fi practic sex normal, deci se cheamă gangbang. Că faci doar cu fanii. Pentru mine ar fi o labă. Da. Zine de carte, ca să nu mai stai cu ea pe picior. De carte. Recomandare de carte. Deci facem un pic pentru asta. V-am zis
De obicei când mă întreabă cineva cu ce să înceapă, cu ce cărți să înceapă, dacă vor să scrie glume, recomand Gene Parrott. Pentru că e simplu la obiect, începe cu glume scurte, care sunt baza. Sunt baza. Baza. Și de obicei recomand aia, The New Comedy Writing, Step by Step. Așa? Și mai are mai multe cărți și una dintre ele este asta. The Ten Commandments of Comedy. Care practic este un checklist cu ce condiții trebuie să îndeplinească o glumă ca să fie ok. Știi? Și sunt chestii pe care le știm. Cum să surprinzi, știi, să fie clar, să fie concis, să pictezi o imagine, chestiile astea. Sunt 10 chestii. Care sunt atât de esențiale. Da, cu unele pot să fie mai mult sau mai puțin de acord, sunt vreo două. Una dintre este Those Shall Be Clever, cu care nu aș fi neapărat de acord. Și Those Shall Be Current. Ok, da, să nu folosești referințe care sunt total obscure. Da. Știi? Dar nici asta înseamnă că... Da, dacă vrei să creezi ceva peren... Adică opusul lui efemer. Iată. Înțeles. Așa? Cred că trebuie să fie, să nu fie ceva curent. Și iată și cuvântul zilei, peren. Peren. Și să împărțim asta în rubrici micuțe, cuvântul zilei, cartea, recomandarea. Mie mi se pare că una dintre... Citicurile nervoase se mi le pun la final. Da, toate. Să fie 5 minute de doar tu. Când... Adunasem din când trăgeam să jurnal, ticurile nervoase în timp ce trăgeam. Și era o serie de... Da, nu cred că trebuie să insești prea mult aici ca să se apuce cineva să facă o compilație din... Mi-e frică. Cred că și din alea audio să poată să distingă unde sunt ticuri nervoase. Da, dar e mai complicat de făcut. Să faci, să scoți audio, știi, și la fiecare gest din asta să fie un sunet. Unde să la? Compui o melodie. O chestie. Să compui ceva, să faci un beat. Apropo de comedie, în primul rând vreau să spun că una dintre principalele greșeli pe care le văd la open mic, la oamenii care încep să facă comedie, e exact asta cu to be clear. Nu spun suficient de clar premiza. Pentru că mulți se apucă de comedie pentru că sunt amuzanți în grupul de prieteni. Da, am mai discutat asta. Da. Unde premisele sunt subînțelese, le au de mult, toată lumea le știe. Da. Și atunci nu știu să explice suficient pe scenă și mi se întâmplă și nouă, chiar și la nivelul nostru, se întâmplă să ai o glumă nouă și să-ți dai seama că ai dat-o prost prima dată când primele dăți când o dai, că n-ai explicat-o cum trebuie. Da. Și alte ori, uite, eu am problema asta în care nu știu exact cât de bine să o explic. Dacă să zic înainte, să zic după ce vreau să spun. Nu să... după. Nu după, dar să nu o dau. Adică uneori am senzația că o dau dacă o explic. Dacă fac setup-ul prea detaliat. Eu am acum alte dileme. Am și un exemplu. Zi tu. Și după aia zic cu exemplu. Observațiile. Că mai fac tot felul. Notez observații în ultima vreme. Observi observații. Observ lucruri și le notez. Așa. Și sunt două feluri de a folosi o observație. Unu. Ca premisă, în care zici atunci când, în momentul ăla, când nu știu ce, și poți adaugi un punchline. Sau să o folosești în alt context ca punchline. Drum. Observația, știi? Și mi se pare că e mai ușor așa. Ca punch? Da. A doua chestie. În ultima vreme. Că zici că mi se întâmplă să nu știu ce, în relație, nu știu ce, e ca atunci când. Momentul așa, noi, știu momentul, mi se pare că e mai ușor. E mai eficient cu siguranță, nu știu că e mai ușor, dar e mai eficient cu siguranță, mi se pare că stârnește mai bine. Că dacă o dai de la început, e, hei, ați observat și voi că femeile nu s-o duc la baie să se cace? O chestie de asta hack și toată lumea e, da, așa e. Și după aia unde te mai duci? Mi se pare că sunt, nu, e de formulare mai mult acum, că, sau că am făcut multe din ele. Îți dau un exemplu, că îți spuneam, să mă întorc de la observațiile tale. Am gluma aia cu care îți place ție, că mai fac un pic de pipi. Așa. Problema mea acolo era că niciodată nu știam dacă să zic. Gluma e că uneori mai faci, uneori nu știi dacă ai terminat de făcut pipi. De la o anumită vârstă încolo începi să ai problema asta în care pleci de acasă și îți dai seama că mai făceai încă un pic pipi. Și pentru că gluma mea acolo, panciul e, băi, eu cred că încă mai fac un pic pipi. La început nu o ziceam în premiză.
Nu știu ce mi se întâmplă acum, este uneori mă duc la baie de dimineață, nu știu ce, și pe aia mă duc acolo și eu, acolo făceam și reveal-ul. Uh-huh. Când eram la cumpărături sau unde eram, punk și aia era. Și mi se pare că mergea mai prost decât dacă zic de la început panciu. Zic de la început, ați observat că... Dar nu zici panciu, zici observație, se râde la celelalte când, pe care le adaugi. Da, da, se râde când... tot se râde și la aia când o zic din nou. E aceeași chestie care repeți și e... Bă, cât de ușoară e comedia. Și în același timp imposibil de greu uneori. E foarte ușor. Foarte ușoară e. Da. Hai să zic ce mi-am mai notat. Zim ce ți-ai mai notat. Că mi-am notat și știați că uri. Eu nu mi-am mai notat lucruri. Mi-am notat aici tot felul de observații și nu le mai găsesc pentru stand-up. Deci vreau să-ți dau un exemplu. Te rog. Zi. Nu, zi. Eu, că la mine durează un pic mai mult. Zi. Pe asta zic. Că mi-am tot notat lucruri și nu le găsesc unde le-am notat. Am înțeles. O să iau pe rând. Am foarte multe, unele mai interesante ca celelalte, dar o să iau pe rând. Una dintre ele, știați că de astăzi? Așa. Este legat de, poate unii dintre oameni, adică unii cu siguranță o să știe chestia asta, că sunt anumite persoane care își pot controla în mod voluntar. E un mușchi care... Atunci când undeva în ureche, în cap aici, un mușchi care atunci când îl contracți, opusul la îl dilați. Am explicat. Când îl, da, activezi. Când îl enervezi. Așa. Așa. Îți vibrează timpanul. Poți să-ți faci timpanul să vibreze și auzi ca un, lumea zice ca un rumbling sound. Nu știu cum să spun. I can do that. Și eu pot asta. Tu cum faci? Care e? Ai vreun sistem sau pur și simplu simți că l-ai... Nu, simt că... Eu trebuie să strâng ochii. Eu când fac așa, îl... Nu, acum fac. Acum faci? Right now, da. Da? Eu nu pot așa, fără nimic. Eu am descoperit că strângând ochii îmi vibrează... Da, e un mușchi diferit față de la care, cu care desfunzi urechile. Nu, ci că e același, că unii ziceau că îl folosesc fix ca să-și desfunde urechile. Dar fac diferit, adică nu pot să fac într-un fel îmi desfund urechile, într-un fel nu fac rumbling. Tu ai ceva în plus față de ce am citit eu acolo, înseamnă. Dar există că asta m-am auzit cel mai tare de toate astea, că e de pe Reddit citită. Și bineînțeles că există un subreddit cu oameni care poate să facă asta. Doar subreddit cu aia, care nu știu și pe oamenii acolo, dar o să punem link la articol. Și în momentul în care intrați și citiți acolo în comentarii, cineva a pus link la subreddit. Se cheamă Tensor Timpani. Se cheamă mușchiul de acolo. Și asta, pe urmă. Da, pui link și spre asta. Așa. Și eu nu știam că asta fac când fac eu multă vreme, câtă vreme îmi făceam treaba asta. Nici nu pot să dureze foarte mai mult de 5-10 secunde, nu pot să țin non-stop. Pe aia trebuie să-i dau drumul și pe aia. Da, oricum e senzația dubioasă, nu e senzația foarte plăcută. E foarte dubioasă, dar e similară cu, că încercam să explic lui Joe, și este foarte similară, dacă nu e chiar identică, cu senzația pe care o ai atunci când caști. Când caști, se activează ăla și îți vibrează. Da, da. Deci dacă știți ce se întâmplă sau puteți să identificați ce se întâmplă atunci când caști și se aude un rumbling-ul ăla în urechi, asta se întâmplă... Da, o să zic că dacă insist foarte mult că o să pugnească. Serios? Așa o senzația când, da, țin, o să iasă pe undeva. Nu, la mine se face fade-out încet, știi, se face... Da. Dar uite, eu nu am folosit niciodată că îmi desfund urechile. Nu mi-a trecut prin cap să încerc. Eu căscam sau mestecam cu urmă sau... Nu, eu desfund urechile așa. And there you go, this is your superpower. Mai am și, am sunt și self-dislocator. Că ai povestit și de asta. Da. De self-dislocating. Și mai am niște chestii, cred, notate dincolo, în Telegram, de care îți vorbim. Facem show cu asta. Da. Așa, legat de comedie, m-am uitat la ultimele Chappelle. Am vrut și eu să mă uit, m-am uitat un pic de tot și... And then life. Uitat. Da, and then life happened. Da, am vrut să mă uit. Ultimele două, a scos iarăși tot două de câte o oră. Equanimity and nu știu ce... Așa și... nu știu ce cu Bird. Bird, nu știu cum. Așa. Deci Equanimity și... Am scos să scoată și Ricky Gervais două. Da? Da, trebuia să scoată unul și o să scoată două. Da.
Ăsta tot zice, în ambele zice că sunt ultimele specialuri pe care le scoate. Nu știu dacă la Netflix acum sau mai iarăși mai face o pauză de 12 ani și mai scoate ceva formă, nu știu. Cert e că eu m-am uitat la amândouă din dânsele. Unul e Netflix special filmat ca alalte cu sală mare și așa. Al doilea e filmat într-un băruleț micuț dintre oameni. Stau camerele între oameni și îl filmează. Sunt mai multe, vreo 2-3 camere care filmează și e fix un show de club. Are cu totul alt feeling față de primul. E mult mai fain, mai aproape de comedie și așa. Are părți mai, mult mai lungi, părți serioase decât are primul. Are chestii în care spune lucruri, așa, și în care n-are punch-uri, n-are nimica. Dar stai și l-asculți. Adică deja... Primul mi s-a părut foarte bine construit, nimica genial, dar foarte bine construit, cap-coadă, rotund, complet, făcut ca la carte făcut, povestit frumos, tot ce trebuie și niște chestii foarte funny în el. Și funny și unele care te pun pe gânduri și unele mișto, foarte mișto. Al doilea e mai sincer parcă, adică încearcă mai puțin să se axeze pe a fi amuzant. Dar discută și despre Louis C.K. în al doilea și despre Harvey Weinstein. Am văzut că apar multe și... articole. Da. Care zice că he calls, nu știu ce, le zice ăla care l-au acuzat pe Louis C.K. că sunt nu știu cum. Da, știi ce, o face într-un așa fel încât dacă te apuci și zici despre el, dacă ești genul ăla de om care spune că i-a luat apărarea lui C.K. sau a făcut nu știu ce, ești un idiot care n-a înțeles ce vorbește el acolo. Pur și simplu n-ai ascultat și a luat doar fraza aia din context și atât. E genul de chestie. Nu e posibil. Dar în același timp, punctul lui de vedere acolo în ăsta, că nu dau nimic ca niciun spoiler, tot trebuie văzut ca să vezi cum explică el, dar punctul lui de vedere este că dacă doar că s-a masturbat ăla în fața ta și a scos pula în fața ta, adică nu ți-a făcut nimic aia, ba chiar să ieși de aia la telefon, că vorbea la telefon, așa. Aia te-a făcut, că asta era unul dintre punctele care a explodat, dintre chestiile care au fost scoase în față, că tipa aia a renunțat la cariera în comedie din cauza că a făcut asta. Și a zis, bă, dacă chestia aia te-a făcut să renunți, înseamnă că nu erai făcută ca să fii în comedie, că este, it's a fucking cruel world în care să, știi, care, într-adevăr, n-ar trebui să fie lumea așa, ar trebui să fie în toată comedia, dar... În starea ei actuală sau de atunci sau cum se prezintă până să reușim să o schimbăm, dacă pe tine aia te-a oprit de la început de acolo, sunt altele cică mai rele, din nou, punctul lui de vedere, eu spun ce se întâmplă acolo, în care bă, poate ești un pic prea sensibilă și n-ai ce să, știi? Pe de altă parte, da, din nou, e discuția că n-ar trebui să fie așa, adică n-ar trebui o chestie de stilul ăsta să te oprească, n-ar trebui să adică asta ar trebui să fie cea mai rea chestie care se întâmplă de departe. Restul ar trebui să-ți meargă bine. Dar, na. Este... O să mă ușor când o să e foarte, foarte... Al doilea e mult mai interesant din punct de vedere al... Da, l-aș vedea pe amândouă, adică... Clar, trebuie văzute amândouă. Dar ce vreau să zic, overall mi-au plăcut. Deci m-am uitat la ele cap-coadă și mi s-au părut foarte, foarte bine. Și, ți-am zis, al doilea e mult mai serios, mai cu mesaj, își spune ce are pe suflet. Nu intră suficient de mult în detaliu cu... Cu ce? Că... Light motivul e cam că s-a lăsat el acum 12 ani sau când s-a lăsat de show-ul lui care avea super succes cu Chappelle Show, care mergea super bine și el a renunțat, he walked away. Și nu spune, tot face aluzii că poate zice, poate nu zice, că așa, până la urmă spune o poveste paralelă care e, vezi doamne cum mi s-a întâmplat lui, dar dă un fel de meta, o parabolă, o chestie pe lângă. Dar nu zice în clar ce s-a întâmplat, zice doar că este... E oribil, e oribilă toată chestia cu tot Hollywood-ul și e ceva putred în interior, nu funcționează cum trebuie și el de-aia a renunțat. Și pentru asta unii l-au acuzat foarte mult că a fost, nu s-a ținut și alții au zis, bă, jos pălăria că ai făcut, ai avut puterea să renunți când îți mergea bine și după ce ai o grămadă de bani. Și zice, nu se termină când pleci în punctul ăla, ești acolo și toată lumea, joburi care depinde de tine și oameni și îți merge bine și ești văzut bine și, nu, și tu decizi în bapul ăla și închid tot și nu mai fac nimic, nu se termină cu, bă, mi-a părut bine, poate mai colaborăm pe viitor, nu știu ce, nici pe departe așa. Deci îți dai seama, dacă el a zis doar asta, îți dai seama ce a fost în spate acolo, cum s-a terminat, ce mui și-o fi luat și cum... Da, mi-arată un om care a avut o mare depresie, așa, după cum îl văd.
Pare... Da, pare. Pare că e o mască foarte... Da. Ce să zic, oricum, sunt de văzut. Deci din ce e pe Netflix acum, sunt bune. Și am mai văzut, după aia că eram cu... S-a uitat Geo, a început să uite la ăsta, la Chappelle. Eu văzut pe primul și până am uitat în primul, la al doilea. Și după aia, ce să mai punem de pe Netflix, ce stand-up, și am pus Todd Barry. Ok. Îl știi? Da. Care Todd Barry? Nu știu, ultimul de pe Netflix, nu mai știu cum îi zice. E ăla de mergea el până peste tot și filma pe mai multe locuri? Nu. E un special pentru Netflix făcut. Ok. Foarte funny. Foarte funny, one-linere mostly. Foarte, foarte bun. E posibil să-l fi văzut. E posibil să-l fi văzut, nu mai am ea... E el simpatic. Îl știi că e personalitatea aia foarte awkward așa și cum e el. Și are o grămadă de glume care sunt, le dă bine, sale lui, se vede că sunt venite de la el. Adică se potrivește totul cu... Nu e o surpriză cum era la Wizard, să zici cine e și ce vorbește și disocierea asta care... Nu, e complet, e rotund și din nou, e foarte funny. Făcut și e light, e tot ce trebuie, e o comedie, da. Adică citești cartea aia și pur mă te uiți la Todd Barry ca să vezi punct cu punct cum se face și delivery atât de calm și vorbește, are ritmul ăla care te cu cât îl ține mai mult, cu atât devine mai funny, că, știi? Da. Îl vezi care are siguranța, e bun, deci recomand Todd Barry neapărat, asta de pe Netflix, foarte funny. Ok. Sau de filme, cum face ca o sirenă? Face el ca o sirenă sau are o jucărie, ceva? Nu cred că el face. Da. Mi-e dor, vreau să mă mui la mai mult stand-up. Și mă enervează că prinsesem un val așa, mă simțeam bine pe scenă și știam ce am de zis și nu știu ce și am făcut acum pauza asta de sărbători. E, da, dar e micuță pauza. Da, e micuță, dar sunt vreo 2 săptămâni. Știi? Dar avem, și apropo. Mă simțeam... Hai să anunțăm un pic ce avem. Urmează așa. Eu o să fiu marțea viitoare pe 9. Eu sunt la Pitești, cu Vioș, cu Sorin. Așa. După care, noi doi, împreună cu Sorin, avem așa. Brăila, pe 12 ianuarie, care e o vineri. Deci nu vinerea asta, vinerea viitoare. Cred că trebuie să dau ăsta un pic mai luminos, că o să înceapă să se... S-a dus lumină. Din lumină, da. Da, este o problemă acolo cu un show, că parcă fusese în acesta ceva și ar trebui să fie anulat, nu mai știu care. Și e o problemă că trebuie să-i și zic să facem asta și... Eu anunț ce e aici, anunță că la acolo, astea mergem, da. Că sunt stabilite. Așa. Deci avem Brăila pe 12 ianuarie, vineri, eu cu tine și cu Sorin. Tot eu cu tine și cu Sorin, sâmbătă apoi, 13 ianuarie, Piatra Neamț. Mergem de la Brăila la Piatra Neamț, după care de la Piatra Neamț mergem la Bacău. Da. Pe 14 ianuarie, care e duminică. Și următorul spectacol... pe care îl anunțăm este 17 ianuarie, care e miercuri, care e Brașov. Brașov Reduta, cu toată echipa show de seară. Nu știu dacă Dan o să vină. Dar o să fim eu cu tine, Cristi Popescu, Sorin Pârcălab și Viorel Dragu de la show de seară. Este bine și Dan să-și facă lumea. Ar fi drăguț să vină și Dan, dacă poate. Așa mă gândesc. Să dea și el o fugă, plec un pic mai devreme. Nu știu dacă stăm sau nu la Brașov, ar fi bine să stăm, că dacă o să-ți alungească spectacolul, nu vreau să plec la 12 noapte la Brașov. Nici nu știu. Oricum, cert e că sunt, teoretic, sunt bilete puse peste tot în vânzare, adică încep. Da, cred, la Brașov. Eu așa știu. Peste tot în astea pe care le-am anunțat. În ce am anunțat, dar trebuie să știi. Trebuie să ne uităm și noi după evenimente de pe Facebook, să facem, să le organizăm, să le punem pe paginile de Facebook. Da, vom anunța. Eu o să-mi pun header-ul iarăși, mi-l schimb și mi-l pun cu show-ul, ca să... ca să fac ce, să pun ce vine. Și mai avem o grămadă de alte spectacole gata programate, dar n-are rost să le anunțăm încă ca să nu fie haos prea mare în ce anunțăm. Dacă nu am zis de niciunul dintre, dacă nu sunteți de niciunul dintre orașele astea, nu vă panicați. Așa, nu vă panicați, e mailing listul
Da. E în descrierea clipului, intrați acolo, lăsați orașul și e-mail-ul și chiar vă anunțăm când, din vreme. Da. Cu o săptămână înainte, cu câteva zile înainte. Și mai avem... Cu două, trei ore înainte, sigur vă anunțăm. Sigur, sigur. După vă ziceam că a fost, și a fost mișto. Nu, noi, dar cineva, da. De la cineva tot aflați la un moment dat. Că o să fi, că a fost. Că va fi fost. Că va fi fost fiind show-ul. Mă întorc la Reddit să văd dacă am mai scris ceva. Ți-am spus să-mi ceri un pont. Vreau să facem o rubrică. Mie mi-a plăcut foarte mult, m-a amuzat foarte tare când am făcut chestia aia, când am vorbit despre... Cred că era un idiot ăla de pe Travel Channel sau nu știu unde, care spunea el ce să faci în Italia când te duci. Mm-hmm. Și am făcut eu, am zis eu ăla, pont, când ești în Italia, ce să mănânci, știi, pont, mănâncă pizza. Pizza. Și aia mi s-a părut foarte amuzant, mai ales că a făcut cineva o memă cu mănâncă pizza în pula mea, care a fost funny. Și mi s-ar părea interesant să facem o secțiune în podcast care să se numească Pont. 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 Păi, zi-mi un pont. Păi nu, cerem tu pentru ceva anume și eu îți spun un pont. Gen cum a fost aia, dacă te duci în Italia și ce să mănânci în Italia sau așa ceva, știi, în vacanță, cerem un alt pont pentru... Nu știu. Aș vrea să dau o recomandare până te gândești la un pont. Și este un video pe care probabil îl știi. Este tipul ăsta care a făcut... Trebuie să iau sunorul, că o să cânte. A dat o petrecere. Da, e vechi. E vechi de tot. Da, are 10 ani sau nu știu, 10 ani. Că e aniversarea acum, 10 ani de când l-a făcut. O să-l arăt aici. O să punem... să-l fac așa. Și punem link la el. Este un, pe scurt, e un puști de 16 ani sau nu știu cât are. Au plecat părinții lui de acasă în Australia. Au plecat părinții de acasă și a dat o petrecere. Care a devenit o super mega petrecere cu o grămadă de, au venit 500 de oameni, nu știu cât au venit la petrecerea aia, au început să distrugă mașini și case pe acolo pe în jur, au chemat poliția, ăștia au distrus mașini de poliție și este interviu, e televiziunea care făcea reportajul, îi ia lui interviu prin, nu e direct, nu e reporterul cu el acolo, e doar cameramanul cu el acolo și reporterul s-a crainica de la televiziune și ia interviu și este atât de chill omul, cum o dă, e, și e foarte amuzant și mi se, și mai ales aia de la sfârșit, poanta de la sfârșit, nu vreau să fac reveal aici, dar când îl întreabă cu, da, nu vreau să spun. Nu, mai zice. E fain, da, e fain. Da, da, e fain. E foarte fain, tipul. Am revăzut doar pentru că a pus cineva, că s-a făcut 10 ani de când a postat aia. Un pont de nu vine altceva, acum o să cer tot de mâncare. Ce mănânci bun noaptea în București? Ce mănânci bun noaptea în București? Ce mănânci noaptea în București? Apropo că am fost noi aseară și ne-am găsit mâncare. Găsești în București, găsești ce-au refuzat alții să mănânce. Ai bun de mâncat. Ce-au refuzat alții că nu le-a fost atât de foame. Depinde cât de foame ție. Pentru că cu cât avansezi în noapte, îți e mai foame. Și ești dispus să te oprești la șaurmeri din ce în ce mai dubioase. Da, am observat asta. La care carnea începe să aibă din ce în ce mai puțin culoare de carne. E din ce în ce mai mult. Și din ce în ce mai multe condimente. Da, exact. Și cu mult, să pune mult sos și mai înțelegi să mai vadă dacă se poate o șaurma fără carne aia. Cu lingura. Mănânci cu lingura. Mâncat pizza cu lingura. Ai mâncat pizza cu lingura? Păi când am mâncat, fost noi, aia, că nu se... Și-am luat lingurița. Mi-a să o linguriță pentru sos. Când? Unde? A, aseară? Aseară. Că dau chestiile de pe ea și nu aveam cum să... Aseară că m-a spălat pe mâini și problema e... Am avut aceeași problemă ca la... Cu clanța? Cu clanța, da. Că era o de-aia rotundă. Serios? La baie aia pui? Da. Clanța. Și ar plus că ar trebui la baie ușile să se deschidă în partea cealaltă, ca să nu trească să pui mâna, să vii cu umărul și dacă vrei neapărat. Dar sunt soluții, asta mă deranjează, că există soluții, s-au făcut alea de cea picior, mai, s-au făcut tot cea mai fel. Simplă ar fi să se deschidă ușa în exterior, măcar sau să nu ai ușă, să fie suficient de bine făcut arhitectura. Da, sunt, unele sunt, ai văzut. Nu ai nevoie de ușă. Altfel, teoria zice că ai nevoie de două uși minim între tine și exterior, când ești un veceu, între veceu și exterior. Asta am învățat eu la arhitectură. Două uși minim. Ca să nu existe șansa la un dat să deschizi o ușă și să-l vezi pe la pe veceu. Ai deschis o ușă, ai intrat în baie și vezi că e cineva în WC-ul. Mai e o ușă acolo.
Să nu fie vreodată, ești la un restaurant, în locurile publice, deci nu la tine acasă. În locurile publice. Să nu deschizi tu ușa, ăla să fie pe WC-ul și cineva să nu mănânce în partea aia, să fie linie directă, să faceți contact vizual. Care sens? Uncomfortably long, știi? Să te uiți să lași deschis. Am descoperit o glumă acum când mă uitam prin glumele vechi. Că am să selectez niște glume și... Scriai glume? Nu, mă uitam... Așa. Pentru altceva. Și există una care ziceam, nu mai știu cum era formulată, ideea era că nu pot să mă duc la WC-urile alea la care ușa nu se termină jos de tot. E atât de lungă încât nu pot să mă duc, că se... Da. Da. Ca imagine, da, formulată nu avea nicio formulare, era... Dar avem multe așa. Eu am o grămadă de observații astea notate, care sunt doar observațiile funny, dar n-am reușit să le fac. Nu, no, ai sapele, destul de bun, ai călărit. Closerul meu, ăsta cel mai recent, e și pe YouTube, ăla cu Dă timpul la mea. Ăla îl am scris de 7 ani de zile într-o notiță în telefon, care s-a plimbat prin mai multe telefoane, care notița zicea doar fuck you, egal tăiat, dă timpul la mea. Aia era tot ce-mi notasem. Că am văzut eu că e fuck you și de dă timpul la mea și că sunt opuse. Și atâta. Și 7 ani de zile mă dădeam peste ea și eram, e ceva acolo, dar nu. Da. Și acum e closer-ul. Și mi se pare, cum să zic, în momentul în care îmi dau seama de chestia asta, când stau și raționalizez exact ce am făcut acolo, e momentul în care îmi dau seama că mai am și o grămadă de altele notate peste care trec repede cu vederea. Da. Păi și gluma mea cu urologul, tot așa. E bătrână rău. We're getting darker and darker. Da. Dar mai am încă unde să mă duc. Gata, te-ai dus la maxim. M-am dus la maxim acum. Poate trebuia să prindem o lumină. Mai am unde să mă duc un pic, de fapt, din... Am din diafragmă de aici. Dar oricum, cât mai avem? Că nu știu cât mai avem. 10 minute măcar. Ok. Ce ziceam? Nu mai știu ce ziceam. Cu urologul. A, că și aia e de mult. Mi s-a întâmplat acum hă. Da. Și m-am tot gândit că să fac ceva. Că... E de atunci, de când era urologul la care te-a întrebat de stand-up, dacă faci, ce faci tu cu ce dă cu ochi? Nu. Dar zi-ne aia, că nu știu dacă ai zis-o. N-am zis-o? Zi-o. Că mie îmi place. Nu mai știu, am avut tot așa, am mers la urolog și, era urolog? Da, era urolog. Urolog era. Mă, ideea e că se uita un doctor la pula mea. Așa, cineva în halat. Măcelar, doctor, nu contează. Nu știu, da, verifica așa. Pe acolo lucruri și... Nu mai știu cum am construisem, că construisem ceva. Asta cum construisei, zici, s-a întâmplat. Așa, mă rog, ținut la control, puneam mâna pe acolo, nu știu ce, se vorbea și făcea conversație ca să nu fie awkward, știi? Și la un moment dat mă întreba, și cu ce te ocupi? Și nu știu ce, am zis că fac stand-up. Și era un nene, tot așa era, mai, nu era foarte tânăr. Și zicea, păi aș vrea să vin și eu cu soția și nu știu ce. Și i-am zis eu că nu, că e cam vulgar, știi? În timp ce omul efectiv ia cu pula mea în mâna lui. I-a zis că nu, bă, e cam vulgar. Nu. E cu pulă. Da, e cu pulă. Da, dar asta tot așa, aici mai erau mai multe la asta, că a fost o chestie mai lungă. E aceeași poveste cu urologa. Care era soția lui. Care era soția lui. Da. Deci, practic, am fost la un cuplu, să-mi pun amândoi mâna pe rând, dar și ea cu mescă, mișise o umflătură pe un testicol. Un testicol. Așa, și mi-a zis ea că poate să fie, poate să nu fie nimic sau poate să fie cancer, știi? Și de-aia m-am uitat de caș pe tine. Da. Și după aia m-a întrebat numele să treacă pe fișă și câți ani am. Și nu știu câți ani am zis eu că am aici și răspunsul ei a fost mulți înainte. Asta cred că e mai spune, eram cu Cristian atunci și ne-a zis el aia cu... E posibil, e posibil. Când s-a zis el și-a dat pantalonul jos. Și mă gândeam că...
poate una dintre fetele cu care am făcut sex a fost fata ăstora doi. A fost toată familia. Mi-am pus mâna în propus. Ar fi funny. Sunt oribile chestiile astea în care n-ai... care ți se întâmplă prima dată și pe care, cu care n-ai vorbit cu alți oameni. De, se întâmplă ceva, ți apare o chestie, ți apare o... și nu știi, că e cum are Jim Jeffries aia cu hemoroizii. Da. Care e foarte relatable, știi, când povestește asta și se întâmplă și primul gând ăsta e cancer, orice... Că de acolo am început eu să fac asta cu cancer în mine și în, pe toate locurile. Da, e problema când zice doctorul că bă, da sau nu. Aia, e, da. Aia de o mână, da. Da, da. Mai invers. Invers. Asta e maxim acum. Deci mai mult de atât. Adică am să-i fac, dar nu vreau. Lasă-mă, ok. Când nu ne mai vedem. Când nu ne mai vedem, dați, nu știu, uitați la o poză cu noi. Căutați pe Google Images și uitați la o poză cu noi cât vorbim. De asta avem camera mai scumpă. Acum să vede. Da, da. Câți bani am dat în ea. Dar nu, abia aștept să-mi vină și adaptorul. Eu știi ce o să vreau să iau? O să iau o lumină cu baterie. Da, cu niște LED-uri, câteva LED-uri. Să pui aici câteva LED-uri. Da, se poate pune direct aici. Sunt astea care se montează în... Să montezi acolo. Se montează în... Știi? În patină. În patină. Nu, așa... În patină și filmăm... Da, e o idee bună. De asemenea, vreau să mai spun o dată oamenilor care nu au văzut ultimul episod, poate. Am mai pus un video cu desenat. Duceți-vă și uitați-vă la el. Cu... Desenez un album pentru Paul. O copertă de album. O copertă de album pentru Paul. Și de asemenea mai am alte multe în lucru, după cum am zis. Deci urmează să mențin canalul activ cu o grămadă de desene. Sper și stand-up, cum am mai pus. Dar stand-up mai puțin și în ultima vreme nici n-am mai avut ocazia să mai înregistrez nimic. Ar trebui să-mi iau, dar după ce o să vin adaptor, poate pot să iau camera asta și să trag cu cății întregi, că aș putea să trag instant mai mult, să trag tot show-ul. Da, și plus că zilele astea mă apuc de o mini-structură pentru workshop. O să, eu asta, m-am gândit asta, un pic, exact. M-am gândit o să-l facem într-un singur weekend. Dedicăm un weekend când nu avem show-uri. S-ar putea să devină mai greu să găsim un weekend în care nu avem show-uri în afara orașului. Okay. Un weekend în care avem show-uri în București, să împărțim în două zile. Așa. Și câte, nu știu, 4 ore, 3-4 ore fiecare și ca să fie un intro, că nu o să poți să... Hai să, eu propun în câteva zile, poate până luni, să ne gândim să stabilim o dată și să o bătem în cuie. Ajută, da. Că ne va ajuta să ne forțăm un pic să scoatem. Care va fi, eu zic, undeva la cam peste o lună, așa. Așa anticipa eu. Da, da. Cam așa, peste o lună o să anunțăm data exactă, o să facem un timp București 1 și în funcție de cum merge pe urmă și în funcție de ce reușim să facem în alte orașe, ce spectacole avem și cum reușim să combinăm, poate combinăm un stand-up, adică gen mergem, facem vineri seara stand-up în orașul ăla și sâmbătă facem un workshop. Tot în orașul ăla, ca să nu, în aceeași zi că nu poți să duci să vorbești 4 ore la workshop și pe urmă să fii și... Da, da. Așa, plus că e posibil să vrea să vină aceiași oameni și să fie greu să tot faci. Cum să vină aceiași oameni? Nu știu, care vin la spectacol, adică să nu-i pui, să nu le omori toată ziua. Da. Mergeți da, la workshop și seara și la... Deci da, ideea e că dacă o să meargă, ne-ar plăcea să-l facem mai mult. Și vedem, poate îl mai creștem, poate din când în când mai vin invitați și vorbesc și ei un pic. Da, aș vrea să facem așa, oricum aș vrea și aici, să vedem pe ce ne găsim prin zonă și să vină să ne vorbească fiecare despre câte ceva. La fiecare, sau putem să facem la final un Q&A cu mai multă lume. Asta adică oricum aș vrea să facem Q&A la sfârșitul oricărui workshop. Dar cu mai multă lume. Cu mai multă lume, da. Asta era diferența. Q&A clar face, adică nu vorbești tu singur la pereți și... Da, și să chem, ori chem pe, în funcție de ce se discută în fiecare zi, dacă, nu știu, vorbești despre delivery, chem pe Costel. Da. Și pe, nu știu, dacă vrei să vorbești despre... calviție, dacă ajungi, nu știu, Cristi sau așa. Da. Știi, în funcție de unde ne ajungem. Sau cum să ajungi la TV. Sau așa, da, da, iată. Da. Etno TV, nu? Sau care era primul favorit sau Etno? Niciodată nu știu, Etno. Etno. Deci recomandăm și clipul ăla cu
Cristi? Cu Cristi, da. Nu știu dacă l-am recomandat vreodată. Nu cred că l-am recomandat, dar mă așteptam să-l fi văzut lumea. Da, căutați Cristi Popescu Etno TV. Da, da, da. Acum niște ani. Acum niște ani buni. Vreo 4 ani, 5 ani. Nu știu. Oricum, bun. Dar și-a lăsat barbă. Și Vio și-a lăsat barbă. Da. E mofti că nu crește. Mi-aș plăsa așa barbă. Eu așa sunt lăsând un barbă. Eu ne trebuie marile mele frustrări, că nu am barbă. La dimensiunea penisului nu am o problemă. Adică am o problemă, dar n-am o problemă cu chestia asta. La... asta mă stresează. Bun, nu uitați de asemenea, am băgat acum în descrierea default de la fiecare clip. Am mai băgat link-uri la ce folosim acum de la F64, camera și obiectiv și ce am mai luat, baterie și tot. Și am mai cumpărat lumea prin link-ul nostru de afiliat și din nou vrem să vă mulțumim. Deci de la ultimul podcast în care am zis că au cumpărat, au mai cumpărat în continuare. Ne ajută foarte mult. Book depozitor a scăzut destul de mult. Nici n-am mai pus, cred că, link-urile în descriere la timp. Și cred că și asta e una dintre... Da, ar trebui să punem link-urile din Book Depository. Să-i zicem, o să-i zic Andrei puse... link-ul de afiliat, dar cred că-l știe. Așa. Știi și... că el le adaugă în lista acolo da, și sunt... Dar le adaugă acum și mi se pare și în descriere, cred că să... Așa. Și nu uitați că avem un thread pe Reddit. Am pus link acum în fiecare descriere, va apărea de acum încolo, pentru Q&A. Pentru că noi ocazional, odată la vreo două luni, așa răspundem la întrebările pe care le aveți voi. Nu doar ne dăm noi cu părerea la ce ne-am gândit noi. Și cel mai simplu mod de a face treaba asta este să le avem pe toate agregate, Sergio. Iată încă un cuvânt. Încă un cuvânt. Facem o pauză acum pentru cine vrea să caute. Așa? Repede caută. Da. Oamenii ăștia sunt proști, dar au search engine skills. Sunt agregate pe Reddit și ne ajută, e cel mai folositor să avem acolo lista cu toate întrebările și când facem Q&A-ul, luăm direct thread-ul ăla, citim fiecare întrebare și răspundem. Așa mai sunt oameni care pun întrebări în YouTube, dar în primul rând eu am dezactivat notificările și când intru pe calculator am contul meu personal pe YouTube și dacă nu sunt pe contul de ceva mărunt, nu văd că s-a scris ceva. Și sincer, nu știu, poate e o lipsă, sper eu, a ego-ului, dar uit să mă uit că lumea comentează acolo. Adică nici nu mă gândesc că sunt oameni care s-au uitat la video și au avut ceva de zis despre video ăla. Este serios, eu încă sunt la punctul la care îl pun și sunt ok. Dacă îl vede cineva și se bucură, eu sunt mulțumit, nu trebuie să... Și de verdade, când intru să postez luni și joi, văd acolo notificări multe la ăla și intru și mai răspund, că mai răspund, știi, la... Am văzut, da. Când văd, dar rar văd. Deci cel mai sigur, dacă vreți să ne găsiți cu întrebări pentru Q&A acolo... Și dacă chiar e o panică ceva și vreți să ne găsiți în mod direct, vă descurcați, că au fost și alții care s-au descurcat. Au ajuns să ne dea mail-uri și tot. Absolut. Găsiți voi cumva. Bine, prieteni. Suntem bine? Suntem ok. Da. Bine, ne vedem la spectacole, că începem spectacolele și vă așteptăm pe acolo, o să vă dăm mail-uri pe unde venim, pe ce orașe. Și veniți la Reduta.